Iuliu Maniu a jucat un rol decisiv în alipirea de plină a Transilvaniei la România în perioada cuprinsă între Marea Unire de la 1918, încheierea tratativelor de pace de la Paris-Versailles, funcționarea Consiliului Dirigent din Transilvania și, în final, adoptarea noii Constituții a României Mari în anul 1923. În tot timpul vieții sale, ca lider al Partidului Național Român din Transilvania, iar apoi ca președinte al Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu a rămas profund atașat valorilor democratice, spiritului libertății care se naște din instituționalismul de sorginte creștină, ideii naționale românești și, nu în ultimul rând, monarhiei. Iuliu Maniu a fost un om politic de potrivă naționalist sincer și fără nicio tentație, cât de mică pentru a cădea în orice excese ori exagerări și, în același timp, un pro-occidental determinat și convins, lucru atestat de întreaga sa activitate publică. După 23 august 1944, Iuliu Maniu s-a înscris în prima linie a oamenilor de stat din România care s-au opus comunizării și sovietizării României, fiind un apărător neînduplicat al democrației de tip occidental și al suveranității României din calea abuzurilor regimului criminal de tip sovietic. Deși ar fi avut ocazia de a părăsi România pentru un sfârșit al vieții liniștit în Occident, și deși ar fi putut face compromisul rușinos al pactului cu diavolul comunismului totalitar. Iuliu Maniu își va păstra valorile până la capăt, contestând cu fermitate regimul adus de tancurile sovietice și care, în câțiva ani, a nimicit democrația românească și a pornit un program de distrugere a valorilor naționale și de exterminare a elitelor. În 1947 va fi arestat de către regimul criminal marxist-leninist care își croia drumul spre puterea totală și își va încheia viața la 80 de ani, în 1953, deținut politic la închisoarea de la Sighetul Marmației pe malul Tisei, devenind unul dintre martirii rezistenței anticomuniste românești și un simbol al apărării valorilor democratice din calea comunismului și a dictatorii. Potrivit Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, editura școală Ardeleană continuă șirul de inițiative editoriale legate de Centenarul Marii Uniri și de istoria Transilvaniei ca parte integrantă a istoriei României printr-un proiect care își propune publicarea unor cărți dedicate lui Iuliu Maniu unul dintre artizanii Unirii Transilvaniei cu România, de la nașterea căruia se vor împlini în 2023 150 de ani. Vă invităm să vă alăturați proiectului nostru. Așteptăm manuscrisele redactate îngrijit și cu diacritice până la data de 30 septembrie 2022. O echipă de specialiști condusă de profesor universitar dr. Vasile Pușcaș Membru corespondent al Academiei Române, coordonatorul colecției noastre de istorie contemporană, va evalua manuscrisele și va face propunerile de editare. Volumele publicate vor fi promovate și lansate atât în țară, cât și peste hotare, în special în locurile legate de numele lui Iuliu Maniu. București, Cluj-Napoca, Zalău, Bădăcini, Mleu Silvaniei, Siget, Blaj, Alba Iulia, Arad, Viena, New York și altele. Partenerii acestui proiect sunt Academia Română, Institutul de Istorie George Barițiu, Cluj-Napoca, Fundația Transilvania Leaders, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Casa Memorială Iuliu Maniu din Bădăcini și Asociația de Ardeleană de Editare și Promovare a Cărții.